Sigur, ca și credincioși suntem chemați să fim sare și lumină. Suntem chemați să trăim în lumea reală, dar în același timp putem privi lumea virtuală ca o extensie a lumii reale. Cele două realități cu care ne confruntăm trebuie ținute în echilibru. Un credincios va trebui să știe să trăiască în viața de zi cu zi, dar în același timp să folosească, să încurajeze pe toți cei care folosesc spațiul media ca să poată să-și îmbogățească cunoștințele, să poată să afle răspunsuri la întrebările pe care ei le au sau și le pun. În mod deosebit, știu că tinerii sunt avizi să-și formeze un bagaj de cunoștințe folosind mediul online și atunci, în spațiul acesta, este nevoie de o prezentare a adevărului, de foarte multe ori foarte țintit cu întrebări pe care tinerii și le pun și la care caută răspuns. Mediul online poate să ofere un astfel de răspuns celor care sunt interesați. În plus, creștinii pot să folosească mediul online ca să interacționeze cu ceilalți și în felul acesta să-și extindă influența. În același timp, să ei trebuie să fie conștienți de pericolul de a te ascunde în spațiul virtual și de a-ți pierde dexteritatea de a forma relații sincere de prietenie cu oameni care, într-adevăr, simt nevoia să interacționeze dincolo de ecran.